să vedem cum a ieșit motorul. Asta ne-am propus să facem astăzi și n-am și făcut. Era îmbâxit, era negru, negru, negru tot. A ieșit super ok. Motorul era funcțional, e un motor francezesc. Uite, și asta e Ducelier. Electromotorul. Delco-ul e și el Ducelier, pompa de benzină evident e românescă. Motorul e de ăsta românesc, e de pe, motorul ăsta e de pe Dacia din 72. Apropo, l-am spălat, l-am curățat, eu zic că mai bine de atâta nici nu trebuie să fie. Aici a avut o șmecherie, a avut blocul motor sudat, e încărcat destul de bine. Motorul ăsta o să-l pun pe Elena deocamdată și între timp o să-l duc pe celălalt la motorul original, să-l duc la făcut. Dar deocamdată, provizoriu, câteva luni, un an de zile, o să fie montat motorul ăsta. Mă declar mulțumit de rezultat, o să-l mai bopsesc, o să-l mai bibilesc un pic, o să-l mai șterg cu peria de sârmă. Îi schimb capacul de culbutori. Pompa de apă, pompa de benzină și cam atâta. Prind electromotorul ăsta cu niște șuruburi, că nu prea ai prins. Ah, capacul ăsta la fel trebuie schimbat și el. No, și cam atâta. Asta o să fie motorul. Știu sigur că funcționa și funcționa foarte bine înainte să-l dăm jos de pe Dacia albă, de pe donatoare. A avut ținut la curând zilele, ar trebui să fie montat și ăsta. We'll be right back.